9 aprilie. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Pomenirea Sfântului Mucenic Eupsihie. Eupsihie s-a născut într-o familie nobilă și a fost crescut de mic în credința creștină, cu toate evlavia. În timpul împărăției lui Iulian Apostatul, pe când întâi stătător al Bisericii lui Dumnezeu din Cezarea se afla Sfântul Vasile cel Mare, Eupsihie s-a căsătorit cu o fecioară de neam mare. Cu toate acestea, el nu a viețuit nici măcar o zi în această căsătorie. La chiar vremea cununiei lui s-a întâmplat un cortegiu păgânesc care aducea jertfe idolului Fortunei. Eupsihie, împreună cu tovarișii lui, au intrat în acel templu, au dărâmat idolii la pământ și chiar și templul. Auzind acestea, Iulian s-a umplut de furie și a poruncit ca vinovații să fie decapitați, ca mulți creștini să fie recrutați în armată și ca toți să plătească tributuri exorbitante față de împărăție. De asemenea, el a mai dispus reconstruirea imediată a templului păgânesc pe cheltuiala tuturor creștinilor. Interzicerea ca orașul să mai aibă onoarea de a purta numele slăvit de Cezarea, conferit lui de împăratul Cezar Claudius, și revenirea lui la denumirea veche de Maza. Eupsihie a fost mai întâi legat de un copac și torturat cu sălbăticie, iar mai târziu decapitat, ceea ce s-a întâmplat în anul 362. La scurtă vreme după această ucidere, împăratul Iulian a vizitat acest oraș în drumul lui spre Persia, cu care se afla în război. Sfântul Vasile cel Mare a ieșit ca să-l întâmpine, purtând cu el 3 pâini de orz, în semn de respect și ospitalitate, iar împăratul a poruncit ca Sfântului Episcop să-i se înmâneze un braț de fân din mâncarea vitelor ca dar în schimb. Atunci Sfântul Vasile cel Mare i-a zis împăratului: "Vedem că ne bajocorești, împărate. Noi îți dăruim pâinea cu care noi înșine ne hrănim, iar tu, ca răspuns la aceasta, ne dai din hrana cu care se hrănesc vitele, hrană pe care tu, prin puterea ta, nu o poți preface în mâncare bună pentru oameni." La acestea împăratul a răspuns: "Află atunci că acest fel de hrană l-am pregătit pentru voi când mă voi întoarce din războiul cu Persia." Dar răul apostat nu s-a mai întors din războiul cu Persia, pe al cărei câmp de bătaie și-a aflat un fel de moarte cumplit, dar bine meritat. Pomenirea Sfântului Cuvios Mucenic Vadim. În timpul împărăției persanului împărat Sapor, Vadim era starețul unei anumite mănăstiri, fiind vestit și pentru marea lui milostenie. La porunca lui Sapor, acesta a fost aruncat într-o închisoare împreună cu 7 din ucenicii săi. De asemenea, închis în acea închisoare, se afla și un prinț pe nume Nirsan, și el creștin. Ei zilnic erau scoși afară și bătuți cumplit. Prințul Nirsan, mai cu seamă, era la capătul puterilor. El se gândea să se lepede de credință și să se închine soarelui, așa cum voiau persani. Lucrul a fost cum nu se poate mai pe placul lui Sapor, care îi promitea, printre altele lui Nirsan, și împroprietărirea cu toate domeniile și cu toată zestrea mănăstirii stărețite de Vadim, dacă însuși Nirsan, cu mâna lui, îi va tăia capul starețului. Nirsan a făcut aceasta. El s-a plecat ca un laș asupra capului lui Vadim, lovindu-l de mai multe ori până când a reușit să-l ucidă. Dar imediat după aceea, cuprins de disperare, s-a sinucis cu aceea sabie. Așa și-a aplicat nenorocitul trădător cu mâna lui pedeapsa pentru omorârea celui drept. Sfântul Vadim a luat mucenicia la anul 376. Cugetare. Se spune despre Pericle că era un bărbat de o frumusețe aproape perfectă, cu excepția formei alungite a capului său, ce făcea să se asemene cu un dovleac. Pentru aceasta mulți râdeau de el când apărea descoperit în public. Ca să ascundă cumva acest defect al marelui bărbat, sculptorii greci îl prezentau întotdeauna în operele lor purtând coif pe cap. Când vedem cum păgânii se străduiesc să ascundă defectele prietenilor lor, oare nu cu atât mai mult ar trebui noi creștinii să facem la fel? În iubirea frățească unii pe alții iubiți-vă, în cinste unii altora dați-vă întâietate, îi îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, Romani 12:10. Pe cei care cred în Hristos. Cum mai putem susține că ne lipim cu tot sufletul de Hristos, cel pururea blând și curat, când noi zilnic otrăvim aerul împrăștind bârfe despre defectele și păcatele altora? Să înțelegem că acea de căpetenie virtute duhovnicească este aceea de a ascunde propria noastră vrednicie și păcatele și defectele altora. Luarea minte.
să luăm aminte la Domnul Hristos cel înviat, la cum s-a înfățișat înaintea Mariei Magdalena în grădină și cum văzându-l Maria mai întâi nu l-a cunoscut, la cum i s-a adresat el cu blândețe și cum așa Maria l-a recunoscut cu bucurie și a alergat ducând vestea bucuriei ucenicilor. Predică despre trebuința de a muri în scopul de a aduce multă roadă. Adevărat, adevărat vă zic vouă că dacă grăuntele de grâu când cade pe pământ nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă. Ioan 12:24. De ce aruncă semănătorul sămânța pe pământ? Oare face el acest lucru spre a risipi, spre a vedea cum moare și să o sucă? Nu, el face aceasta tocmai spre a o face să încolțească și să aducă roadă multă. Semănând, semănătorul nu se gândește că ceea ce aruncă va putrezi și va muri, deși lucrul acesta se întâmplă, ci mai curând el se gândește la cum va încolți sămânța lui și va aduce mult rod. Cu adevărat, semănătorii seamănă cu bucurie, ne gândindu-se nici cum la moartea semințelor, ci la roadele și bogăția pe care o vor recolta. Semănătorul este stăpânul Hristos, iar grăunțele de grâu suntem noi, oamenii. Lui a plăcut să ne numească pe noi grâu. Există multe feluri de semințe pe lume, dar între ele niciuna nu este mai scumpă decât grâul. De ce ne-a semănat Domnul pe noi în lume? Oare ca să putrezim și să murim? Nu nici mai vârtos, ca să trăim și să aducem roadă multă. El doar incidental se referă la moarte. El vorbește de moarte doar ca de o condiție a vieții și a rodirii din belșug. Căci scopul semănatului nu este moartea, ci viața. Mai întâi sămânța putrezește și moare cu adevărat, dar el face aluzie la aceasta doar în trecere, deoarece știe că noi suntem conștienți de această realitate. El menționează moartea doar în trecere pentru că Evanghelia lui este în primul rând o istorie a vieții și a rodirii din belșug. Despre acest ultim lucru ne vorbește el mult, tocmai pentru că știe că îl cunoaștem atât de puțin și ne sufocăm de îndoieli și ignoranță cu privire la el. Nu doar că el ne vorbește din belșug despre viață, dar el ne arată chiar viața. Prin învierea sa, el ne-o arată și ne-o dovedește cu o limpezime mai mare decât lumina soarelui și a abundenței ciclului vieții din natura vegetală. Întreaga istorie a bisericii sale nu este altceva decât o hartă exactă a vieții. O atotputernice Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește-ne pe noi de păcătoasa moarte, izbăvește-ne pe noi de moartea cea duhovnicească, că ție îți mulțumim și pe tine te slăvim în veci. Amin.